Cupa Ligii Campionilor cu o victorie, fetele lui Radu Voina pot lua o opțiune serioasă în vederea calificării în semifinale. Prima încercare vine pe terenul campioanei din Franța, Metz, duminică de la ora 18:30 în direct la Digi Sport 1. Deja meciul pierdut la Vâlcea e deja istorie. Am încercat de lunea, imediat după meci, să încercăm să uităm, sau mai precis, fetele să uite. Nu trebuie să ne afecteze meciul făcut săptămâna trecută, nu are nicio legătură un meci cu celălalt și eu zic că avem destul de mari șanse să câștigăm, suntem superioare lor. Înainte de partida de doua grupă principală, Olchim este pe poziția secundă cu 4 puncte. În prima manșă cu Metz, vâlcencile s-au impus fără emoții la 9 goluri. Berență. În 3 meciuri, campioana Franței are tot atâtea înfrângeri. Meciul va fi dificil pentru că Metz, chiar dacă teoretic nu mai au șanse, își vor vinde pielea sub și ca să sunt primele 8 echipe. Cred că pentru Metz este o performanță, indiferent de ce se întâmplă, ultimul joacă la victorie fiecare meci. Este un meci greu ca oricare altul, la acest nivel toate sunt grele și ne ducem să câștigăm, trebuie. Avem nevoie de puncte. Anul ăsta, cupa e a noastră. Champions League. Să fim cele mai bune! The best! Nici ultimul meci cu Cimoș Copăr din grupele principale ale Ligii Campionilor nu a fost cu noroc pentru HCM Constanța.